Echipa de mini-volei a clubului sportiv Muscel Câmpul Lunga, antrenată de Adrian Mihăilă și Raluca Nedelcu Moisescu, a ratat duminică dimineața calificarea la turneul final al campionatului național feminin. După ce în sesiunea de sâmbătă de la Brașov, mușelencele au dispus categoric 3-0 atât de CSS 1 Constanța, cât și de CSS 2 București. În meciul considerat final al grupei, cel cu echipa gazdă juvenil Brașov, fetele de la CSS Muscel Câmpul Lunga au cedat scor 1-3. Pe seturi a fost 28-30, 18-25, 25-16, 11-25. Au terminat astfel pe locul secund în grupă și au ratat, așa cum spuneam, calificarea în ultimul act al competiției.